Hansi Flick, antrenorul Germaniei, nu lipsesc Gnabry, Thomas Müller, Royce, Leroy Sané, Timo Werner, vin toate vedetele, nu va fi ușor, domnul Dinu. Vine și puștiul ăsta Karim Adeyemi, pe care puteam să-l folosim și noi, cu mamă româncă. Puteam să-l folosim. Puteam. Puteam, da. Da. Acum nu mai putem, pentru că a jucat la Naționala Marea Germaniei. Probabil va juca, mă gândesc că va juca și copilul ăsta va merge cu noi, va juca sigur. Credeți? Cred. Dar de ce nu reușim, că și asta e o problemă mai profundă? De ce pierdem? Că nu e primul tânăr pe care îl pierdem așa prin țări străine. Mai e și băiatul ăla din Canada care a refuzat să evolueze. Ce să le oferi tu? Păi nu știu. Chiar așa nu mai poate România la nivel de fotbal să ofere nimic la echipa națională. Dacă el a prins în toate naționalele, de la Under 16, Under 15, le-a prins titular și a făcut pasul mereu. El e jucător Under 21. Da. Și face pasul la echipa națională mare. Venea în România și îl trimiteam pe la Under 20 să bat, pe niște amicale, probabil. Nu, și nu-l băgam. E normal să aleagă așa. Nu mi se pare nimic, nu știu, exagerat sau cu ambiții de aia. Are și gol marcat. Un meci și un gol marcat la Naționala Germaniei mari la 19 ani. A fost la Budapesta, turneul l-am văzut atunci prima dată. Da. Ce jucător. Da. Bun, are calitate mare de tot și va fi un jucător important în Bundesliga. Bun, deci nu ne luptăm cu Germania în meciul ăsta.